Peste 2000 de porții de fasole cu ciolan și murături și tot atâtea pahare de vin fiert vor fi împărțite de Ziua Națională la Târgu Jiu. La sărbătoarea românilor de pretutindeni sunt așteptate mii de persoane. Bugetul alocat de municipalitate pentru masa festivă depășește 20.000 de lei. Data de 1 decembrie se apropie, iar pentru a celebra așa cum se cuvine Ziua Națională a României, Primăria Târgu Jiu s-a mobilizat, astfel încât târgujenii să se bucure așa cum se cuvine de sărbătoarea românilor de pretutindeni. Primăria municipiului Târgu Jiu, ca în fiecare an, se pregătește și pentru data de 1 decembrie. După manifestările care vor avea loc în piața prefecturii, noi așteptăm cetățenii care doresc să participe la masa tradițională oferită de Primăria Municipiului Târgu Jiu. Cu toții știm, fasole, cârnați, murături, vin fiert. La eveniment pot lua parte pe lângă târgujeni și persoane din alte localități. Avem un buget aprobat de 22.013 lei. Din experiența anilor precedenți am văzut că ne încadrăm în acest buget. Putem asigura masă pentru un număr de aproximativ 2000 de persoane. Masa festivă se va servi imediat după manifestările culturale care vor avea loc în piața prefecturii, la un restaurant din apropiere.